Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM. Și vă spun bună seara tuturor din studioul Europa FM. Ne auzim la radio, dar ne și vedem în direct pe Facebook. Partidele din România se pregătesc de meci sau, dacă vreți, mai degrabă de meciuri. Anul viitor aduce toate rundele de alegeri, de la europarlamentare până la alegeri prezidențiale. Cu un an decisiv în față, nu e de mirare că începe fierberea, adică atacurile, reașezările politice, renegocierile și solicitările și conflictele și acuzele și strategiile. Lista este foarte lungă. Despre situația politică, atmosfera din coaliția de guvernare, dar și despre situația economică a României, discutăm în această seară cu vicepremierul României, domnul Kelemen Hunor, președintele UDMR, este alături de noi. Vă spun bună seara! Bună seara! Mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc pentru invitație. Vă introduce în discuție, va fi la fel de abruptă precum este politica din România. Domnule vicepremier, ce se întâmplă cu această rotativă guvernamentală? Multe surse politice vorbesc despre faptul că ba PSD, ba PNL și-ar dori ca UDMR să nu mai facă parte din coaliția de guvernare. Adevărat? Nimeni nu a zis, nici domnul Ciucă, nici domnul Ciolacu, așa ceva n-am auzit de la ei. Am avut și săptămâna trecută discuție în coaliție și, până la urmă, în această rotativă UDMR-ul nu se regăsește. Deci, ei au semnat în 2021 PNL și PSD și noi nu am făcut parte din această rotativă, cum nu suntem parte nici în ceea ce privește premierul, nu suntem parte nici în ceea ce privește ministerele. Este o înțelegere între cele două partide, PSD-PNL. Noi știam de această înțelegere, am participat la discuții, dar cum nu ne privește, nu ne privea nici atunci, noi nu am semnat acest acord între cele două partide. Deci, din acest punct de vedere, noi nu facem parte din rotativă, dacă pot să spun așa, și, bineînțeles, ceea ce scrie acolo e foarte simplu până la urmă. Este adevărat că nu prea s-a întâmplat așa ceva în România. Nu este ceva uzual. Este ceva mai neobișnuit. Acolo se spune, se schimbă premierul, vine PSD-ul cu un premier, se schimbă secretarul general și șeful cancelariei, bineînțeles încrucișate, așa cum se și acum, premierul aduce șeful cancelariei și partidul celălalt aduce secretarul general al guvernului și sunt patru ministere acolo nominalizate pentru a fi schimbate între cele două partide, transporturile cu MIPE și justiția cu finanțele și cam atât. Atât scrie acolo, asta, domnule vicepremier, da, doar că discuțiile s-au inflamat. Nu știu, discuțiile se inflamează în România tot timpul. Deci în 32 de ani toate discuțiile se inflamează. Asta este, dacă se poate spune așa, între ghilimele, caracterul clasei politice românești. Deci nu este ceva nou și nici nu trebuie să ne speriem, nu trebuie să ne panicăm. Dar dacă se respectă acea înțelegere, atunci în 5 zile, într-o săptămână maxim, se poate ajunge la investirea noului guvern. Și dacă nu se respectă, din ceea ce se aude tot așa pe surse, înțelegem că foarte fierbinte este dorința de a se ajunge la portofoliul dezvoltării. Portofoliul dezvoltării, Ministerul Dezvoltării, nu face parte din înțelegere, este la dumneavoastră, la UDMR, deci este ministrul înțelegerii, deși eu nu vreau să mă bag acolo unde nu sunt parte. Deci e foarte departe de mine intenția de a mă afla în treabă doar ca să mă aflu în treabă. E treaba celor de la PSD și PNL. Punct. Deci, din acest punct de vedere, lucrurile sunt extrem de simple. Sigur, ei, dacă între ei vor să mai discute, e treaba lor. Nici acolo nu vreau să mă bag, fiindcă nu mă privește. Deci, din acest punct de vedere, în ceea ce ne privește, lucrurile sunt extrem de simple. Rotativa se face cum s-au înțeles partidele politice, UDMR-ul nu face parte din această înțelegere și, bineînțeles, noi vom respecta ceea ce fac ei în cadrul rotativei, fiindcă asta este în politică. Eu de fiecare dată am respectat înțelegerile, vom respecta în continuare și eu personal și Uniunea Democrată Maghiară din România și restul sunt zgomote. Dar puteți să spuneți în acest moment, domnule vicepremier, tocmai pentru că ați caracterizat foarte bine profilul politicii din România, că aveți garanția că UDMR va păstra portofoliile pe care le are acum și că va rămâne în formula de guvernare după momentul mai, să zicem? Nu suntem în acest moment presionați de nimeni, în afară de speculațiile unora sau altora. Eu pun
întrebarea în felul următor, dincolo de acea înțelegere care s-a făcut între PNL și PSD. Am respectat programul de guvernare, miniștrii noștri și UDMR? Da. Am respectat înțelegerile din coaliție? Da. Performanța miniștrilor, ok, putem discuta, dar din punctul meu de vedere este ok și se vede tot ce au făcut, atunci despre ce vorbim? Este adevărat că este o coaliție politică, nu este o coaliție bazată doar pe cifre, pe matematică, pe aritmetică. Și fără noi există în acest moment majoritate. Dar cum s-a creat această coaliție în 2021 pentru o stabilitate și pentru o guvernare bună, eu cred că în 2023 nu s-a schimbat nimic din această perspectivă. Tot avem nevoie de o coaliție și mai mult. În 2021 încă lucrurile erau relativ mai simple, fiindcă criza energetică, inflația, plus războiul care aduce o grămadă de schimbări, nici nu exista. Deci nu s-a schimbat nimic. Mai mult, în 2023 ai nevoie în continuare de o stabilitate și mai mare din punct de vedere politic, dar eu recunosc, la o adică, există majoritate, cel puțin pentru o anumită perioadă de vreme și fără noi. Dar nu am auzit... Deci se poate guvern fără UDMR din punct de vedere matematic. S-ar fi putut și în 2021. Deci nu asta este problema. Dar eu nu mă duc și nu mă arunc după speculații, după unii sau după alții. Eu spun ce discutăm noi în coaliție și până la urmă ce am discutat la nivel de președinți de coaliție. Și încă ceva. Eu cred că pe cetățeni foarte puțin interesează aceste discuții. Pentru cetățeni sunt lucruri mult mai importante decât cum se face rotativa, dacă se face repede, dacă se face mai încet, dacă se schimbă justiția cu finanțe și MIPE cu transporturile, pentru cetățeni lucrurile sunt mai importante. Avem probleme? Guvernul este în stare sau nu este în stare să le rezolve aceste probleme? Se ocupă cu agenda cetățeanului sau cu agenda unora sau altora din politică? Eu văd că Ciucă și Ciolacu și cu mine, cu voia noastră, ne ocupăm de problemele cetățenilor. Cine ce comentează, ce vise mai are dimineața, seara, noaptea, târziu? Deci, deocamdată sunt vise, ne spuneți. Strategia aceasta vehiculată pe surse, pentru că vorbim deocamdată doar despre surse, nu există niciun fel de declarație oficială, dar semnul... Putem face noi, politicienii. Nu vorbesc de jurnaliști. Politica pe surse. Noi lucrăm, nu pe surse, lucrăm pe bune. Dar știți de câte ori se împlinesc sursele? De câte ori nu. E foarte adevărat, dar în politica din România cam niciodată nu iese fum fără foc, de aceea când apar tot felul de semnale, ceva acolo... Este mult mai mult fum decât foc. Haideți să vorbim și despre cum se face această schimbare, pentru că până ca guvernul acela să se ocupe de problemele românilor, văd că trebuie să-și tranșeze schema pe tabla de șah, da? Să presupunem că va exista continuitate și la nivel de decizie pe problemele importante. Vom discuta oricum și despre situația economică, despre PNRR, despre reformele care sunt în desfășurare, dar revenind puțin la situația aceasta a rotativei guvernamentale, Marcel Ciolacu a venit cu tot felul de declarații în ultima perioadă care au lansat multe semne de întrebare. Spre exemplu, nu mai e clar, din câte înțeleg, că acest protocol va fi pus în practică pe 25 mai. Ciolacu spune, rotația va avea loc când stabilește coaliția, când este oportun. Domnule vicepremier, se va întâmpla la momentul 25 mai sau s-a schimbat aici ceva? Nu mai are nicio importanță dacă e pe 24 sau 27 sau pe 30. Aici trebuie să vezi și calendarul, fiindcă nu te apuci de rotativă sâmbătă după masă. Bine, aici e vorba de mutarea momentului politic undeva mai aproape de alegeri, important poate. Important este că în perioada mai, sfârșit de mai, a doua jumătate a lunii mai, se va întâmpla, fiindcă așa scrie acolo, în 25-26 mai, nu mai știu când au semnat, ce era trecut acolo în protocol, dar chiar nu e vorba de două zile în plus sau în... Deci rămâne luna mai. Procedural e foarte simplă treaba. Guvernul își dă demisia, adică premierul, și guvernul este, din acest punct de vedere, împreună cu premierul demis. Se face consultările cu partidele politice, cum scrie Constituția la Cotroceni, apoi nominalizare și în două zile, trei zile se depune jurământul și cu asta basta. Deci lucrurile sunt, din punctul meu de vedere, și procedura sunt relativ
simple, cu toate că încă n-am făcut în România o astfel de schimbare. Pe hârtie pare simplu, dar tot Marcel Ciolacu vorbește despre necesitatea unei remanieri. UDMR se gândește să schimbe vreunii dintre miniștrii care au în acest moment portofolii? Din punctul meu de vedere, în acest moment nu se pune nicio schimbare în ceea ce ne privește. Eu personal sunt mulțumit cu miniștrii pe care le avem în guvern, dar aici fiecare partid are libertatea, așa cum a avut și până acum, de a schimba pe titularii de la portofolii. Deci asta nu e o problemă, dar evaluarea mai ales dumneavoastră... Mai ales la schimbarea guvernului, dar premierul oricând poate să facă o remaniere. Acest lucru e clar, constituțional, inclusiv în protocolul de coaliție, premierul poate să treacă la o remaniere când dorește. Adică un premier Marcel Ciolacu, să merge mai departe cu acest raționament, ar putea, după ce este investit, să schimbe din miniștrii PNL? Nu merge. Chiar a doua zi nu faci remaniere. Eu spun când e cazul. Uite, a trecut un an și de când este acest guvern, un an și două luni, trei luni, nu mai știu exact, și premierul Ciucă n-a făcut nicio remaniere. Toate că unii au speculat, au dat pe surse miniștri care se schimbă, miniștri care vor veni și așa mai departe. Deci aici remanierea nu se discută, se face. Când se schimbă guvernul, nu vorbim de remaniere. Atunci sunt nominalizări pentru fiecare portofoliu, indiferent în ce parte sunt, la PSD, PNL sau UDMR, nominalizările se fac din nou la Parlament și apoi fiecare ministru depune jurământul în fața președintelui. Dar tot dacă ne uităm așa din curtea PSD, se vede așa, că unii miniștri nu țin acest ritm și sunt oameni care nu rezistă. Tot un citat din Marcel Ciolacu. Domnule Chelemen Hunor, sunt miniștrii care nu rezistă din punctul de vedere al UDMR? Dacă faceți o evaluare a guvernului. Doamna Dorosc, întrebați-l pe Ciolacu. Deci, nu, eu vă întreb pe dumneavoastră cum faceți dumneavoastră evaluarea guvernului. Dacă el a făcut această declarație, întrebați-l pe el. N-am discutat eu cu Marcel Ciolacu despre miniștri. De obicei, astfel de discuții se fac în momentul în care partidele nominalizează miniștri, atunci cu cel desemnat pentru a forma guvernul, duce discuțiile cu cei care vor fi nominalizați. Doar că eu vă întreb pe dumneavoastră, dacă ați schimba pe cineva... Asta se va întâmpla în mai, nu se va întâmpla nici în februarie, nici în martie, nici măcar în aprilie. Deci trebuie să aveți puțin tică răbdare. Deocamdată nu faceți nicio evaluare. Toți miniștrii sunt la fel de buni și păstrabili în echipă. Eu vorbesc de cei nominalizați de UDMR, nu am nici un reproș și mai ales nu am niciun reproș consistent la adresa lor, deși eu vreau să merg cu ei mai departe. Noi, dacă vom ajunge până atunci și lucrurile merg bine, asta este situația. Dar sigur, aceste discuții vom purta în mai, nu înainte de mai. Totuși să vorbim despre temele de conflict din coaliție, pentru că au apărut în ultima perioadă mai multe astfel de teme. Aș începe de la calendarul în care vor fi adoptate legile educației. Și aici știm ce s-a întâmplat. A existat chiar un secretar de stat de la Ministerul Educației, căruia i-au fost suspendate atribuțiile de către ministru, și comentariile președintelui PSD, Marcel Ciolacu, care critica foarte mult acest pas, o ședință în coaliție în care până la urmă acest secretar de stat a primit alte atribuții, și critici din curtea PSD cum că nu e bun acest pachet de legi, că trebuie revizuit. Ce se va întâmpla? Se va respecta calendarul de aprobare pentru legile educației și care e dezacordul până la urmă în coaliție? Există o singură constrângere legată de PNRR și jalonul din PNRR, care se vorbește despre o anumită reformă, dar nu spune exact cum trebuie să se întâmple, dar știm că acest lucru trebuie să se întâmple până în septembrie. Asta înseamnă că trebuie să fie legile promulgate, trebuie să intre în vigoare. Noi, pentru noi înșine, ne-am dat un termen de 15 februarie pentru specialiștii care discută pe text. Și eu sper că se poate respecta, vreau să cred că se poate respecta acest termen. Sigur, au fost enorm de multe schimbări, de la varianta prezentată în coaliție de Sorin Câmpeanu până la varianta prezentată de doamna Deca. Au fost multe schimbări în aceste două legi, că vorbim de două proiecte, și se vede clar, și nu e nicio problemă când vorbim despre această diferență de viziune. Există o diferență de viziune între PSD și PNL. Aici punctele de vedere trebuie armonizate și se lucrează acum
pe această armonizare. De ce am avea așteptarea că două partide cu orientări doctrinare diferite, dacă îmi permiteți, să aibă aceeași viziune despre educație și despre sistemul de învățământ? Nu se poate. Plus, sunt o grămadă de chestii legate de buget și impactul bugetar, fiindcă aici doamna Deca este foarte ambițioasă și eu o susțin pentru această inițiativă de a crește bugetul alocat pentru educație și, în primul rând, cariera pedagogică trebuie să fie una previzibilă și, bineînțeles, asta necesită și eforturi financiare bugetare. Dar nu poți de la un an la altul să faci acest salt uriaș. Deci, din acest punct de vedere, sunt discuții, dar eu cred că lucrurile merg în direcția bună. În direcția respectării calendarului, în direcția modificării, așa cum își dorește PSD-ul? Nu știu cum își dorește PSD-ul, fiindcă nu am intrat în detalii în coaliție. Specialiștii fac acest lucru. Eu știu că noi am discutat mult cu specialiștii de la minister și inclusiv cu doamna ministru, cum am făcut și cu Sorin Câmpeanu. Mai sunt lucruri care trebuie rezolvate, dar eu nu văd în acest moment motive de panică pentru aceste două proiecte de legi. O fi 15 februarie, 19 februarie, 14 februarie, din acest punct de vedere nu contează. Noi știm care este deadline-ul din perspectiva PNRR-ului și acest termen va fi respectat. Mai e un subiect pe care s-au încins spiritele în ultima săptămână, cel puțin conflict în coaliție, îl numim noi, PSD, care dorește taxarea marilor companii cu 1% din cifra de afaceri, și PNL, care a spus răspicat, și ultima declarație este chiar a președintelui Senatului Alina Gorghiu, PNL spune nu taxe pe marile companii propusă de PSD. România are nevoie de stabilitate și predictibilitate. Vorbesc cei de la PNL de faptul că această taxă va duce la creșterea prețurilor. UDMR merge spre varianta PNL sau spre varianta PSD? Haideți să ne întoarcem încă în un minut la legile educației. Deci, probabil, această discuție vizează tot sistemul și este o discuție dificilă. Din punctul meu de vedere, important este copilul. Dacă noi reușim să facem un sistem în centrul căruia va fi copilul, am făcut un lucru bun, și dacă reducem presiunea de pe copii, fiindcă acum sunt extrem, extrem de încărcați. Asta este ideea principală. Fiindcă până la urmă vorbim de viitor și dacă nu reușim să rezolvăm, atunci greșim. Cu taxa de solidaritate, iarăși este o viziune diferită de la un partid la altul. Eu în 2020-2021, dacă nu mă înșel, propuneam o taxă de solidaritate pentru 2 ani de zile. Noi atunci am făcut un calcul și asta ar fi însemnat undeva în jur de 1,4-1,5 miliarde de euro, dar nu pentru toate companiile, ci pentru acele companii care în pandemie au făcut un profit mai mare decât era programat în bugetul lor cu un an înainte. Fiindcă trebuie să faci o comparație și aceste companii, bineînțeles, fac niște previziuni și poți să știi care era previziunea lor și unde au ajuns. Atunci eu am spus că da, trebuie să vedem dacă reușim să introducem o taxă de solidaritate pentru o perioadă de 2 ani de zile. Deci nu este ceva nou. Se mai practică pe aici, pe acolo, în Europa, în mai multe locuri, dar temporar. Nu este ceva care merge pe termen mediu, pe termen lung. Sigur, se poate discuta în continuare. Nu a fost prezentată în coaliție o variantă de lucru, doar ideea a fost lansată. Trebuie să vedem ce companii vor fi atinși și pe ce perioadă. Fiindcă eu spun, dacă ai reușit să faci un profit, un extra profit, sigur, specialiștii vin și spun, dar ce înseamnă extra profit? Fiindcă în capitalism scopul este să faci profit. Ok, dar aici tu știi ce previziune ai avut și unde ai ajuns. Și eu sunt de acord pentru o perioadă limitată să mergi spre o astfel de direcție pe anumite companii din energie, din IT, din farmaceutică, companiile. Cu alte cuvinte, UDMR ar susține un astfel de proiect propus de PSD. Înainte să discutăm detaliile și pentru o anumită perioadă de timp. Deci nu este ceva extravagant, fiindcă totuși pe consumul cetățenilor români ai făcut această
creșterea profitului. Trebuie să vedem dacă se poate pune în aplicare și în ce termeni. Și ea este o altă discuție, fiindcă aici trebuie să te așezi și cu companiile care eventual sunt vizați de o astfel de taxă, să discuți. Că trebuie să știe și ei, domnule, un an, doi ani, trei ani, cât mergem pe această direcție, după care poți să spui că primești niște facilități. Deci sunt multe discuții care trebuie purtate și trebuie purtate, dacă se poate, cu argumente, nu așa că da, domnule, e minunat, sau nu, domnule, respingem din stat. Așa cum fac PNL și PSD, înțelegem acum? Nu, unii au lansat o temă și alții s-au așezat pe partea opusă. Nici în 2021 n-au fost de acord peneliștii. Peneliștii nu spun un lucru nou. Ei și atunci au zis nu. Și eu am rămas cu propunerea, am pus propunerea în sertar și am mers mai departe. Am spus, bă, dacă nu vreți, asta este viața, nu e nicio supărare. Deci nu ne supărăm unii pe alții, că unii au o propunere, peneliștii probabil că au alte propuneri. Nu știu. Deci, într-o coaliție unde sunt trei formațiuni politice cu viziuni diferite și cele două partide mari cu viziuni extrem de diferite în anumite zone, de exemplu, impozitele, impozitarea venitului, impozitarea muncii și așa mai departe, e absolut firesc să existe și discuții și polemică, până la urmă, destul de puternică. Da, dar până acum discuțiile acestea nu erau axate neapărat spre spațiul public, teme de atac, le putem interpreta? Nu, eu nu interpretez ca temă de atac, doamna Dombrovskis. Eu interpretez ca o discuție într-o coaliție sau într-un spațiu politic unde sunt viziuni diferite și cu asta basta. Deci nici când e un singur partid la guvernare în România nu prea se întâmplă, slavă Domnului, mai apar discuții în interiorul partidului. Vă dați seama când sunt două partide... Rolul DMR-ului este să fie înțelegător. Eu sunt înțelegător, tot timpul am fost înțelegător până la un anumit punct și colegii mei din PSD, din PNL sau foștii noștri colegi din alte coaliții, la fel. Deci este absolut firesc. Bun, în România au existat coaliții, 32, inclusiv în perioada lui Văcăruia a fost o coaliție. Au existat coaliții și vor exista coaliții politice în continuare. Cultura politică românească s-a dezvoltat mult din anii 90, din acest punct de vedere cel puțin. Și va avea încă de crescut și de dezvoltat. Pe de altă parte, după 2024 vom avea coaliție. Așa este, dar pe de altă parte, gândindu-ne la funcționabilitatea acestui proiect politic pe termen lung, până la urmă e o coaliție cu partide cu viziuni diferite, dar decizia trebuie să fie una și atunci cine va avea câștig de cauză? Cineva care propune o supraimpozitare sau cineva care spune nu, această supraimpozitare este împotriva doctrinei noastre politice? E mult prea devreme să spunem cine va avea de câștigat. Sunt anumite teme unde câștigă unii, sunt anumite subiecte unde câștigă alții. Vom ajunge la un compromis. De fiecare dată am ajuns la un compromis, fiindcă eu pot să vă spun un singur lucru. Fiecare dintre noi, Ciolacu, Ciucă, subsemnatul, suntem preocupați de a găsi soluții. Dar poate că mijloacele pentru a ajunge la același deziderat sunt diferite. Mijloacele politice, fiscale, eventual monetare, dacă vreți, dar nimeni nu dorește să nu ajungă la acel deziderat despre care noi vorbim, o țară dezvoltată, o țară în care se poate trăi și în care se poate proiecta un viitor pentru sună foarte bine noștri. Și cetățenii, cred că ascultătorii noștri își doresc acest lucru, numai că încrederea în clasa politică este din ce în ce mai mică, așteptarea după revoluție să se tot întâmple, reforme după reforme, după reforme, nu prea s-au întâmplat și vedem lucrul acesta tradus într-o participare din ce în ce mai mică a oamenilor la alegeri, soluții care au adus multă speranță și care nu au funcționat. Anul trecut România a avut o creștere a GDP-ului de 50 de miliarde de euro. Peste prognoză. Ok, putem spune de inflație, putem spune de consum, dar 50 de miliarde era GDP-ul României în 2002. Sigur, când merge mama mea la după unt, la cumpărături, nu se uită la GDP. Degeaba spui unui om că GDP-ul a crescut, vrea să vadă. Dar și în același timp... Cei mai mulți oameni, exact cum ați spus, nu simt creșterea aceasta în buzunar. Următorul lucru, peste tot, din cauza sau datorită războiului, este o inflație uriașă. Pe piața energetică, peste tot, avem probleme. Eu zic că România și guvernul
am luat decizii bune și am început și am reușit să protejăm pe cei vulnerabili, în primul rând, după aceea economia și locurile de muncă, și dacă ne uităm și ne comparăm cu alții, nu am făcut mai prost treaba și chiar am făcut mai bine decât unii din Uniunea Europeană. Și noi, de exemplu, pe prețurile energiei, deja până în 2025 avem măsurile luate și avem și acoperire bugetară. Putem susține aceste măsuri și este un lucru foarte important. Fiindcă asta trebuie să faci ca guvern. Trebuie să fie în slujba oamenilor. Nou, haideți să vorbim foarte aplicat pe proiecte și aș merge acum spre legea salarizării, o prioritate a coaliției în această sesiune parlamentară. E și un termen asumat acolo prin PNR, e vorba de 31 martie, adică se apropie foarte repede acest termen și aveți și punctul de vedere al celor 5 mari confederații sindicale care acuză că e cam multă secretomanie la mijloc, că nu au fost consultate, poate chiar amenințare cu grevă din zona aceasta. Ce se întâmplă cu legea salarizării și... Așteptăm proiectul de la Ministerul Muncii și în momentul în care vom avea un proiect, vom discuta. Problema salarizării în acest moment e una destul de ciudată. Legea actuală, care a fost o lege echilibrată, zic eu, și a fost construită pe o bază sănătoasă, nu a fost respectată în totalitate, fiindcă din 2019 tot se amână punerea în aplicare, mai puțin în sănătate și în învățământ. Deja au apărut dezechilibre. Trebuie să reechilibrăm zona bugetară și sunt convins că mari schimbări față de ceea ce am avut până acum nu trebuie să facem, doar că trebuie să respectăm ceea ce stabilim. În 2019, este adevărat, a venit cu pandemia, au venit alte probleme și au fost salariile înghețate, mai puțin în câteva zone, dar eu cred că aici nici secretomanie nu există și nici schimbări radicale nu vor fi. Important este să existe această piramidă și să fie sustenabilă pe termen lung. Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM. Și invitatul meu în această seară este vicepremierul României, președintele UDMR, Kelemen Hunor. Domnule vicepremier, haideți să mergem spre o altă problemă, tot așa cu termen clar de respectat, și anume ce se întâmplă cu jaloanele acelea, ce trebuie să respectăm pentru a primi banii din acest mare pachet. Știm că, teoretic, în joc sunt 29 de miliarde de euro pe care țara noastră le-ar putea obține până în 2026, însă sunt și ținte care nu au fost atinse, sunt întârzieri. Înțelegem că la Bruxelles deja se discută despre posibilitatea extinderii acestor termene și că nu suntem singura țară cu o astfel de problemă, care e de fapt realitatea. Avem mai multe chestiuni pe care trebuie să le bifăm, legea salarizării, vom discuta și despre pensiile speciale, dar credeți că putem să ne încadrăm în termen sau deja discuțiile sunt avansate pentru prelungirea lui? Eu foarte puține puncte văd acolo unde noi am fi în întârziere și nu am reușit să recuperăm această întârziere. Deci noi trebuie să depunem pe 30 martie cererea pentru plata a treia și cam 65 și aproape 70% din jaloane sunt rezolvate. Unele așteaptă votul în Parlament, dezbatere în Parlament. Deci eu aici nu văd o întârziere, dar problema cea mai mare va fi în spre sfârșitul anului 2023 și 2024, nu numai pentru noi, ci pentru toate statele membre. Da, este adevărat, există discuții la nivelul Comisiei, nu numai pentru România, că nu se face o excepție pentru România, ci pentru mai multe state, au solicitat multe state membre o rediscuție a anumitor termene și jaloane, mai ales pe granturi și mai puțin pe împrumut. Deci, din acest punct de vedere, s-ar putea să avem o rediscutare a termenelor și este absolut normal, fiindcă când au fost semnate, când au fost negociate aceste termene, jaloane și așa mai departe, reforme, eram înainte de război, înainte de inflația de război și de criza energetică. Și lucrurile s-au schimbat
destul de mult și, de exemplu, anumite ținte din zona de trecere la energie verde nu pot fi respectate. Nu numai la noi, nici la nemți nu pot fi respectate, nici la polonezi, nici la alte state, fiindcă, pur și simplu, din nevoia de a avea energie electrică, foarte multe centrale termice bazate pe cărbun au fost puse în funcțiune și vor fi menținute în funcțiune cel puțin 3-4 ani și dacă nu vor funcționa permanent, că nu funcționează permanent, vor fi momente când trebuie să dai drumul la aceste centrale. Și am spus doar un singur exemplu. Deci eu nu pot să vă spun că se va ajunge la un acord privind prelungirea termenelor, dar există o astfel de discuție. Noi, în acest moment, suntem într-o poziție bună, că am depus cererea de plată, plata a doua, am primit avansul de 13% și au fost semnate enorm de multe contracte. Acum urmează licitațiile. Și aici trebuie să vedem cum reușim să respectăm noi termenele din acord, fiindcă contractele de finanțare au fost, multe contracte de finanțare au fost semnate. Nu avem o problemă de a semna contractele de finanțare, mai ales pe la Ministerul Dezvoltării, la transporturi au mers foarte bine, în zona Ministerului Mediului au început proiecte mari de infrastructură. La digitizare, da. Lucrurile au luat o viteză considerabilă. Deci, din acest punct de vedere, eu nu văd o problemă acum, și nu văd o problemă în prima jumătate a anului 2023, după care, sigur, lucrurile se vor complica dacă nu reușim să mergem cu licitațiile într-un ritm mare. De foarte multe ori spun oamenii că, doamne, nu sunt foarte mulți bani pe piață în acest moment. Și din PNRR, și din proiectele naționale, mai sunt și proiectele vechi și vin proiectele noi pe ciclu financiar următor. Și dacă există capacitatea de lucru, mai ales în zona de construcții de infrastructură mare și infrastructură pe apă, canalizare, rețea de gaze și așa mai departe. Asta este întrebarea mare. Eu sper că da, dar într-adevăr aici sunt în continuare discuții. Trebuie să susținem și firmele românești pentru a avea mână de lucru și... Din nou, o problemă foarte mare cu mâna de lucru, un subiect aparte și demn de o discuție foarte lungă, dar rămânând puțin în zona PNRR și jaloane care ar putea să se transforme în zona aceea de linie roșie, ceea ce înseamnă pericol de suspendare a acestor fonduri, vreau să vorbim puțin despre pensiile speciale. E un proiect care devine așa, nu știu cum să spun, moștenire de familie, de la un partid la altul, de la guvernare la guvernare, tot timpul sub promisiuni că se rezolvă această problemă și ultimele promisiuni ținteau chiar finalul anului, s-a terminat, da, anul 2022. Depunerea proiectului s-a și întâmplat, da. Pentru trecerea pe contributivitate, că de fapt aici este cheia problemei. Care este planul coaliției? Se rezolvă în sfârșit proiectul? Este un proiect proiectul? În Parlament și se va vota acel proiect. Pentru acest proiect există o majoritate. Eu personal aveam și poate știți, poate nu, o altă abordare. Eu anul trecut am vrut în 2021 prima dată, dar n-am avut susținere de la capăt tot ce înseamnă pensii de serviciu, că nu sunt speciale. Și eu am spus că trebuie să discutăm un principiu. În primul rând trebuie discutat dacă România, pentru cei care se află în serviciu public și au interdicții, că aici vorbim de interdicții, de incompatibilități, dorește să dea câteva puncte în plus când ies la pensie sau nu. Dacă da, atunci trebuie stabilit. Ce interdicții sunt, ce incompatibilități sunt pentru cei care se află în serviciu public. Așa fac toate țările. Și marea majoritate a țărilor, pentru acele categorii care se află în serviciu public și au interdicții, incompatibilități, când ies la pensie, dau un punct în plus, două puncte, trei puncte și așa mai departe. Dar mai este încă un principiu. Nu poți să ai pensia mai mare decât salariul. Asta este clar. Ceea ce în România în acest moment se întâmplă în multe cazuri, se întâmplă, da? Mai ales în anumite categorii. Eu nu vreau să generalizez, fiindcă aici toată lumea știe că vorbim de magistrați și vorbim de anumite zone, nu toate sunt în această categorie. Da, și nu pot să beneficiez de această pensie până când nu îndeplinești vârsta de pensionare de 65 de ani. Poți să ieși la pensie, fiindcă se întâmplă și peste și în alte țări să fie o posibilitate de pensionare anticipată,
Dar o fracție din o fracție nu primești sau de se va regla în sfârșit, spuneți subiectul acesta? Și asta a fost ideea mea, să luăm toate pensiile de serviciu, indiferent despre ce categorie vorbim, de la magistrați până la politicieni, și în funcție de incompatibilități să stabilim anumite zone până unde se poate merge. Dar, până la urmă, se poate rezolva și așa cum am propus în guvern, să vedem votul în Parlament și, bineînțeles, după aceea, decizia Curții Constituționale. Sunt convins că legea va fi atacată la Curtea Constituțională, dar vom respecta termenul din PNRR. Haideți să vorbim puțin și despre apropierea alegerilor. Spuneam la începutul acestui dialog, anul viitor este anul decisiv cu tot soiul de alegeri, de la europarlamentare până la prezidențiale. Se vorbește despre posibilitatea comasării alegerilor, o idee lansată de Partidul Național Liberal și nu prea pe placul PSD, din câte văd reacțiile de acolo. UDMR și-ar dori comasarea alegerilor? Eu am mai spus și spun încă o dată, se poate discuta despre orice, dar trebuie să vezi dacă e posibil constituțional. În acest moment, constituțional nu este posibil, fiindcă tu poți să prelungești mandatul autorităților locale în anumite situații, dar nu poți așa că vrei tu. Noi nu avem în acest moment situația în care se poate prelungi prin lege oricum mandatul aleșilor. Nu pot să scurtez mandatul Parlamentului. Scrie în Constituție cam cât e. După aceea scrie, după alegeri, în cât timp trebuie să convoci nou Parlament. Mai scrie acolo în cât timp trebuie înființată autoritatea locală sau Consiliul Local, mă rog, să depună și ei jurământul. Nu se potrivesc. Deci, din acest punct de vedere, se poate visa la comasarea alegerilor, dar din punct de vedere constituțional, din punct de vedere tehnic, trebuie să găsești o soluție. Eu nu mai vorbesc de recomandarea Comisiei de la Veneția, nu mai vorbesc de recomandarea Comisiei și despre deciziile Curții Constituționale la un anumit moment. Nu e bine care să erau împotriva ideii, da, de și comasarea alegerilor. Sunt alegeri, tipuri de alegeri foarte diferite. Dacă tu le-ai comasat parlamentarele cu locale, nu mai știi pentru cine votezi. La locale sunt alte probleme. Primarul trebuie să vină sau candidați la primărie cu o agendă locală. La Parlament trebuie să vii cu un alt mesaj. Degeaba vii că asfaltez eu drumul județean și drumul local, că nu e treaba parlamentului. Dar e un bun cârlig pentru partea parlamentară, deci, alesul local. Bulversez enorm de mult și nu rezolv aproape nimic. La ce candidat să ne așteptăm la alegerile prezidențiale? Kelemen Hunor, candidat? Nu, eu am spus, am candidat de 3 ori, am făcut treaba pe care trebuia să o fac, dar nu am nici ambiția și nici nu mă interesează. O să avem un candidat, probabil, în funcție de evoluția politică până atunci, dar eu personal nu voi candida, că am candidat destul. De 3 ori, nu? Da, aș putea să fac din nou, dar la noi știți cum e. Noi punem un candidat de fiecare dată, din 96, dar știm că nu vom intra în turul 2. Deci eu am făcut ultima dată o campanie extrem de relaxată și un pic diferită față de ceilalți, fiindcă nu aveam nimic de pierdut. De aceea spun că pe mine nu mă mai interesează, dar vom avea un candidat. Uitați-vă ce s-a întâmplat în 2004, apoi în 2014. Cu un an înainte, cei care erau, și nu vorbesc de UDMR, că noi nu eram candidați pentru turul 2, erau pregătiți să intre în turul 2, cu 6 luni înainte de alegeri au dispărut. Cum era Stolojan în 2004, până în 2004, în 2004, înainte de alegeri, cu 6 luni, nu mai era Vă așteptați Stolojan la același tip de scenariu? În 2014, cum era Crina Antonescu și USL și mare dragoste între PSD și PNL, Crina Antonescu și-a dat seama, a plecat, a venit Iohannis undeva prin mai, aprilie-mai 2014 și a fost candidatul care a câștigat. Deci acum să nu vă uitați la candidați. Așteptați un pic până anul viitor, cu 6 luni înainte de prezidențiale, da, atunci să vă uitați la candidați și acolo veți găsi candidatul care va intra sau candidații care vor intra în turul 2. Am reținut o exprimare a dumneavoastră și vreau să o folosesc și eu în întrebarea mea. E și acum mare dragoste între PNL și PSD? Nu se compară. Deci nu e nimic comparabil cu 2012-13 când s-a format USL-ul. Deci nici nu se compară, nu, nici vorba.
Dar e sau nu e? Este o înțelegere foarte bună între cei doi președinți și este foarte bine că e așa, fiindcă așa trebuie să funcționeze o coaliție. Mulțumesc foarte mult, domnule Kelemen Hunor, pentru acest interviu. Le mulțumesc și ascultătorilor pentru că au fost alături de noi. Alexandra Gavrilă urmează Starea de Bine. Ne revedem și ne reauzim săptămâna viitoare. Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.